per general, observ o atitudine foarte nepăsătoare față de importanța păstrării și conservării carcasei verde a Chișinăului, care este, de fapt, o supervaloare pentru noi. Asta este patrimoniul acestui oraș. Vorbim despre ceva viu, care necesită totuși careva și cunoștințe și o abordare foarte specifică în acest sens, că plantezi un pom astăzi, îți pare mic și nu ocupă spațiu, respectiv se pune prea des, dar peste 10 ani problema că încurcă sau trebuie tăiat pe viu foarte serios. Sunt niște momente mult mai sensibile de ce lucrezi cu material viu. Noi acum punem accent pe defrișarea arborilor uscați și arborilor ce prezintă potențial pericol. Noi asigurăm siguranța, în primul rând, și aspectul acestui oraș. Marea majoritate a plopilor, starea fitosanitară este deplorabilă. Da, măduva este în totalmente putredă, ceea ce vizual nu arată. Dispozitivul se numește Arvotom Series 5. Cu ajutorul lui observăm starea de putrefacție a măduvii. De obicei îl folosim la arbori masivi, la arbori de specie moale, cum ar fi în cazul dat plopul. Pe exterior are un coronament verde, dar în urma examinării cu dispozitivul dat, observăm că măduva într-o stare avansată de putrefacție, ceea ce prezintă un potențial pericol asupra cetățenilor, asupra imobililor din jur. În urma examinării, noi întocmim actul, îl depunem la Agenția de Mediu și deja Agenția de Mediu se expune în termen de 20 de zile lucrătoare cu un răspuns care este o autorizație, un act permisiv în baza căruia avem dreptul să defrișăm arborele date. Noi examinăm arborii marea majoritate în conformitate cu cererile. Mai mult cereri sunt prin interiorul cartierilor cu diverse probleme, ramuri bat în geam, arborii sunt prea înalți, arborii sunt prea joși, umbresc. Copacul este pornit la înclinație, ridică temelia acasă, vizual, se vede vizual. Vârsta este înaintată, o parte de locatari dorește tăiet, o parte de locatari nu dorește tăiet. Suntem în conflict. Nu stopează lucrările. Copacul ăsta, da? Da, dacă este conflict, noi nu putem să efectuăm lucrările. Și dacă nu efectuați lucrările, spații verzi vinovat din cauza? Da, din cauza asta că noi nu efectuăm lucrările la timp. În primul rând, ar trebui să fie un inventar clar la tot ce există plantat în Chișinău. Toate astea trebuie să fie inventariate. Când au fost plantate, deci vârsta pomilor, care și în ce stare sunt, bineînțeles, și specia. Conform acest inventar, tu știi tot patrimoniul vegetal, în ce stare este și îți poți respectiv programa acțiune. Volumul de lucru este foarte mare. Dacă o să mergem în secție inspectorat, o să vă arăt până la moment câte autorizații avem și câte acte fitosanitare. Procesarea acestor date și publicarea acestor date, practic, reduc la maxim activitatea celor responsabili. Și mai ales, având în vedere că pe bune Chișinău nu este, din punct de vedere arhitectural, foarte frumos și foarte multe construcții făcute, mai ales în ultimele decenii, lasă de dorit sub aspectul estetic. Copacii sunt cei care oferă totuși o aparență mai frumoasă și mai plăcută Chișinăului.